Catedrala este cea mai înaltă clădire din centrul istoric al Sankt Petersburgului. Are 124 de metri. Acest lucru a fost decis prin decret de chiar Petru cel Mare. În fiecare zi, la ora 12, aici se aude o salvă de tun, iar din sfert în sfert de oră bat clopotele. Pentru Go Next, Adrian Boioglu. Cetatea Petropavlovsk trebuie să fie primul punct de oprire al oricărui turist în Sankt Petersburg. Cetatea Petropavlovsk și Catedrala Petropavlovsk este fundamentul orașului, este piatra de temelie, este ctitoria orașului, unde Petru cel Mare în 1703, chiar pe 27 mai, întemeiază Sankt Petersburgul, noua sa capitală. El mută capitala de la Moscova în Sankt Petersburg și declanșează un război, războiul Nordului, împotriva suedezilor, iar acest petic de pământ la vărsarea Nevei în Marea Baltică, devine bastionul său de apărare. Referitor la cetatea Petropavlovsk, consider că este o introducere completă a proiectului Sankt Petersburg. Așadar, avem o catedrală în spatele nostru care este diferită, se deosebește de stilul bizantin clasic, să-i spunem, de construcție. Este în stil european, reprezintă într-adevăr ambiția și proiectul lui Petru cel Mare de a constitui o capitală perit nou, o capitală europeană, pe modelul celor țărilor nordice, unde acesta a ucenicit, a fost într-o călătorie de ucenicie. Este de asemenea, reprezintă în aceeași măsură ambiția sa de a constitui un imperiu naval. În aceeași măsură, este foarte important pentru turiști, pentru că aici avem necropola tuturor romanovilor. Așadar, toți țarii, de la Petru cel Mare până la Nicolae al II-lea și cu urmașii săi, sunt aici înmormântați, chiar în Catedrala Petropavlovsk. Și, de asemenea, moștenește ambiția lui Petru cel Mare, deci până la momentul de față, înălțimea catedralei rămâne, catedrala rămâne cea mai înaltă construcție din oraș, cu înălțimea de 124 de metri. Acesta a fost decretul și voința lui Petru cel Mare ca această catedrală să rămână cea mai reprezentativă, să domine priveliștea orașului. Vedeți că nu e tradițională biserica ortodoxă rusă, pentru că pentru biserici noastre nu sunt specifice, de exemplu, ferestre așa de mari. Biserica ortodoxă rusă este o cetate cu... Dar aici vedem biserică de tip sală, decorată cu aceste candelabre de cristal și cu pictură. Înseamnă că a fost biserica reprezentativă și a fost construită de către arhitectul italian Domenico Trezzini, care a pus baza de școală europeană în arhitectura Sankt Petersburgului. Fortăreața a fost construită pe insula I.
iepurilor. Legenda povestește când Petru cel Mare a ieșit pe această, a pus piciorul pe această insulă, un iepure a sărit în cizma lui. Nu se știe legendă sau nu. Și aici se poate vedea multe statuete, statui cu iepure în memoria denumirii insulei. This place has a bit a nice story behind it. So the first thing that you find out about the hotel is the story. What makes it interesting for the people that are visiting your place? Of course, our main opportunity that's where situated in all mansion, which belong to the hot to the Dashkova Catherine, and she lived here when she ran the Academy of Science. That's why we would like to offer our guests the unique opportunity to live in the building with the history, and of course the all opportunity of the nice hotel. They like the breakfast, like the beds and comfortable rooms. Where do your guests come from? What countries? First of all, it's Europe guests, it's France, German, but of course our guests like us too. For example, they like our attic floor rooms, but we have a guest from around the world. Tell us a few words about the prices and the facilities the hotel offers. We try to set prices in our 3-star category, that's why we are available for all category of guests. In the high season it's quite 8,000 rubles for per room. So that's about 100 or how much euros? It's quite 100 and something. Okay. Yeah. And lastly, tell us a few words about the things that you can do around the hotel. What are the best places to see, or the restaurants, or what do you have around you? We're situated in the very
very comfortable place because you can see all main landmarks like Bronze Horseman, the St. Isaac Cathedral, to see the bridge open, and also you can visit Mariinsky Theater and find a lot of restaurants right here. For example, the Stroganov Steakhouse, Georgian cuisine you can taste, so you can find anything for you to enjoy St. Petersburg.